Salut! Numele meu este Silviu și vreau să vă povestesc cum părinții mei l-au obligat pe fratele meu mai mare să se însoare, doar pentru că a avut o relație cu o fată. Nimeni nu se aștepta la asta, deoarece suntem în 2021, dar s-a întâmplat, iar fratele meu își urește viața. Ba chiar de multe ori i-au trecut tot felul de gânduri rele prin cap. Fratele meu Rareș a fost de mic mai fustangiu. El, în loc să învețe sau să se joace, umbla după fete. Pe la 18 ani a început să aibă o relație cu Crina, o fată care avea părinți extrem de respectați la noi în oraș, pe care și noi îi cunoșteam. Ideea e că la vreo câteva luni de la relație, fratele meu i-a dat papucii pentru că nu se înțelegeau deloc și nu avea rost să mai stea. La câteva zile de la despărțire, ne-a bătut tatăl Crinei la ușă împreună cu ea. Era extrem de furios și a venit să le spună alor mei că Silviu trebuie neapărat să se căsătorească cu fiica lui, fie că îi convine, fie că nu. Părinților mei li s-a părut că ar fi o glumă proastă pe moment. Însă mai apoi au început să se certe și așa am aflat ce avea domnul respectiv în cap. Fiul vostru trebuie neapărat să o ia pe fiica mea de soție. Nu poate să stea cu ea atâtea luni și după să o arunce ca pe o cârpă și să meargă la alta. Habar n-aveți cât suferă. În două zile abia s-a ridicat din pat. Noi înțelegem perfect prin ce trece și ne pare rău, dar așa sunt relațiile. Se mai și termină, iar fiul nostru ne-a spus foarte clar că ei doi nu se înțeleg, deci nu văd care e problema, doar nu e însărcinată, nu? Doamne ferește de așa ceva, atât mai trebuie să fie și însărcinată. Nu, nu este, însă a avut o relație cu ea, o relație completă, așa că trebuie să-și asume responsabilitatea. Eu nu am să permit ca fiica mea să rămână așa. Ce băiat o să o mai ia, acum că e atinsă de fiul vostru? Se vor căsători și punct. Încă nu-mi vine să cred că vorbiți serios în secolul 21. Eu nu pot să-mi oblig copilul să se însoare. A avut o relație care nu a mers și s-a terminat, punct. Haideți, vă rog, să nu mai facem atâta tam-tam. Fiica dumneavoastră o să găsească pe cineva potrivit. Acum nimeni nu se mai uită la astfel de detalii. Tatăl Crinei nu a vrut să înțeleagă și a plecat nervos de la noi, zicând că vom regreta. Pe moment, părinții mei și-au făcut cruce și au început să râdă de ce avea omul în cap. Însă a doua zi, mama a fost dată afară de la serviciu, așa pur și simplu. După ce s-a calmat, a început să se intereseze care a fost motivul și a aflat că tatăl Crinei era bun prieten cu șeful ei și se înțelege ce a fost la mijloc. Asta nu a făcut-o pe mama să ia o altă decizie, ba chiar a început să își caute alt loc de muncă, însă toate ușile îi se închideau în nas, deși era o femeie extrem de calificată. Apoi și tata a început să aibă probleme la muncă și evident din același motiv. Așa că părinții mei, ajunși la capătul puterilor, au ajuns pentru mod bizar să considere și ei că cel mai bine ar fi ca fratele meu să se căsătorească cu Crina, ca să scăpăm cumva de toate problemele astea. Fratele meu a luat-o razna când a auzit și sub nicio formă nu reușea să accepte că părinții noștri s-au lăsat în așa fel manipulați. Nu pot să cred că ați ajuns să gândiți ca el. Voi nu aveți dreptul să îmi spuneți mie cu cine să mă căsătoresc. Înțelegeți odată că nu o iubesc pe Crina, nu vreau să fac asta. Sunt prea tânăr în primul rând și nu aveți cum să mă obligați. Așa este, nu avem cum să te obligăm, însă trebuie să o faci spre binele nostru. Uite cum mama ta a fost dată afară de la muncă. Eu am probleme, nu putem continua așa, că după aia nu mai avem ce să punem pe masă. Eu înțeleg că tatăl ei e nebun și influent, însă putem găsi altceva. Nu trebuie acum să-i facem pe plac. Nu putem să ne lăsăm manipulați de către el în halul ăsta. Nu putem găsi altceva. Omul ăsta cunoaște tot orașul și ne-ar face probleme oriunde. Așa că gândește-te bine la familia ta. Nu putem continua așa. Iar dacă nu vrei să faci și tu ceva, să ne scoți din această încurcătură în care tu ne-ai băgat, ar fi bine să pleci pe drumul tău și să-ți găsești un alt loc în care să stai. Nu pot să cred că mă puneți așa la zid. Viața mea ar fi oribilă dacă m-aș căsători cu ea. Eu m-am despărțit tocmai pentru că era o fată extrem de răsfățată, care nu era în stare nici să miște un deget. Nu văd cum aș putea sta o viață alături de ea. Îmi e prea greu. Fratele meu a refuzat să o facă, însă văzându-i pe ai mei atât de triști și cum erau puși la pământ de către acel om, a decis să se căsătorească cu ea, crezând că va găsi o altă portiță de scăpare mai târziu. S-a organizat o nuntă cu fast pentru că tatăl Crinei a vrut să facă tot posibilul ca ea să fie fericită. Chiar de mirele era într-un fel sau altul forțat să meargă acolo. Din punctul meu de vedere, a fost cea mai neagră zi din viața fratelui meu și a părinților mei, pentru că și ei se simțeau oarecum vinovați de decizia lui. În altă ordine de idei,
El a rămas să locuiască în casa Crinei și stătea împreună și cu părinții ei. Din câte am mai vorbit eu cu el, își ura efectiv viața. A trebuit să renunțe și la visul lui de a deveni fotbalist, pentru că socrul lui a vrut cu toată ființa lui să devină medic, ca să aibă un ginere de renume. Și chiar de fratele meu nu avea nicio treabă cu medicina, a trebuit să accepte și să dea acolo. El trăia într-un fel doar ca să le facă lor pe plac. Din păcate, era tot mai descuprins de gânduri urâte și de fiecare dată când ne vedeam, începea să spună ce are pe suflet și să se plângă. Ba chiar odată mi-a spus că s-a gândit să își ia chiar și viața, însă nu avea curajul. Eu când am auzit, am rămas șocat și am încercat să fac tot posibilul să-l fac să fie mai optimist și să își alunge gândurile negative. Te rog eu, nu te mai gândi la asta. Există o soluție. Poți divorța oricând de ea. Nu te poate ține cu forța. Dacă tu simți că nu mai poți, să știi că eu îți sunt alături. Trebuie să fii optimist, ai o viață înainte. Astea se vor rezolva. Nu prea văd cum pot fi optimist. Dacă mă despart de ea, tatăl ei îmi va face viața un coșmar. Și nu doar mie, ci și părinților noștri. Ai văzut că are multă influență și cunoaște pe toată lumea aici în oraș. Da, bine zis, aici în oraș, atât. Eu zic să mai stai puțin, strângem niște bani, vindem casa și ne mutăm în altă parte, cât mai departe de aici. Așa ei nu au ce să mai facă. Să știi că ai dreptate, cum de nu m-am gândit la asta. Dar acum ține doar de mama și de tata dacă vor să facă asta. Că la urma urmei e un pas mare și ei nu prea își ies din zona de confort. Într-adevăr, părinții mei nu erau genul care să facă așa ceva. Dar eu am zis să încerc și le-am zis ideea mea. Și contrar așteptărilor mele, ei au acceptat imediat. Așa că fratele meu a mai răbdat puțin, iar părinții mei au vândut casa. După ce am avut suficienți bani, fratele meu a băgat divorțul și ne-a mutat în alt oraș. Evident că nu a fost ușor, pentru că tatăl Crinei a avut grijă ca procesul de divorț să fie complicat și să ne dea bătăi de cap. Dar până la urmă am reușit, că na, dragoste cu forța nu se poate. Noi am reușit să ne punem pe picioare în alt oraș la capătul celălalt al țării. A fost o experiență ciudată pentru noi să ne mutăm așa deodată. Însă pot spune că îmi place. Parcă am început să trăim altă viață. Din păcate, mai sunt și oameni de genul în lumea asta. Oameni care cred că pot controla viața altcuiva doar pentru că au bani și influență. Dar totul e bine când se termină cu bine. Salut! Numele meu este Silviu. Mama mea și-a distrus viața după moartea surorii ei. Iar acum a ajuns să locuiască într-o gheră de gunoi din cauza rudelor ei. Povestea e mai complicată de atât, așa că stați până la final. Era un moment în care familia mea era unită. Părinții mei se iubeau și totul era relativ bine. Însă sora mea geamănă a mamei mele a murit într-un accident, iar asta a pus-o pe mama la pământ și a dat-o peste cap total. Ea își iubea sora, ca pe ochii din cap, și să o piardă în acest fel atât de devreme a fost prea mult pentru ea. Din acel moment, viața noastră s-a schimbat. Mama nu mai era la fel. Era foarte nervoasă, nu mai suporta pe nimeni în jurul ei și își alina durerea în băutură. Ceea ce era groaznic pentru ea, fiindcă a mai avut probleme cu băutura în tinerețe, după care s-a lăsat și nu a mai pus gura deloc până acum. Eu cu tata am făcut tot posibilul să-i fim alături și să o ajutăm, însă ea nu se lăsa ajutată. Din contră, ne dădea la o parte și mai mult. A fost o perioadă oribilă. Zi de zi venea beată acasă, se apucase și de fumat. Umbla haihui pe străzi și nu mai asculta de nimeni și de nimic. Noi am crezut că e ceva de moment și că își va reveni, dar nu a mai fost așa. Tata a încercat să o ajute, inclusiv să o ducă într-un loc special pentru alcoolici, să își revină. Ba chiar și la terapeut au fost, dar degeaba. Cu cât tata a încercat mai mult, cu atât mama se răzbuna și mai mult pe el. Într-o seară, eu cu tata am ieșit la niște cumpărături și ne-am întins puțin cu toată treaba asta. Și am ajuns acasă după vreo 2-3 ore. Când am ajuns și tata a intrat în dormitor, a găsit-o pe mama cu un alt bărbat. Amândoi beți și vai de capul lor. Cred că vă puteți da seama că mama l-a înșelat pe tatăl meu. Tata bineînțeles că s-a luat la ceartă cu ea după ce l-a dat pe ăla afară din casă, dar mamei nu i-a păsat. De fapt, a zis că l-a cunoscut pe respectivul la bar și a vrut să-i mulțumească în vreun fel, pentru că i-a făcut cinste cu băutura. Tata a luat o razna atunci și a decis că nu se mai poate și că mama nu-și va mai reveni, pentru că nu mai vrea. Așa că a dat niște telefoane, m-a pus să-mi fac bagajele și ne-a mutat într-o chirie pentru o perioadă, deoarece tata avea în cap să plecăm din țară. Păi și acum ce facem? E o chestie de moment să-și dea mama seama că își pierde familia sau e ceva definitiv? Vrei să divorțezi de ea sau ce? Habar n-am ce se va întâmpla, însă nu pot trece peste faptul că m-a înșelat.
Iar legat de faptul că e alcoolică, ai văzut. Am încercat să o ajut, să fac tot posibilul să o înțeleg, dar a fost în zadar. Ea se scufundă din ce în ce mai mult. Cred că e momentul să ne vedem de viața noastră și să mergem mai departe. Păi și vrei să o lași așa, în urmă? Adică, dacă va păți ceva, uite-te la ea. E într-o stare deplorabilă și parcă e din ce în ce mai rău. Măcar îi lași casa să aibă unde să stea? Fiule, atunci când oamenii aleg să o ia pe căi greșite, trebuie să încerci să-i aduci înapoi. Dacă tot încerci și nu reușești, pleci, fiindcă ei au ales deja și nu-ți poți permite ca și tu să fii tras după ei. Îți datorezi asta ție. La fel și în cazul meu, o iubesc pe mama ta, am făcut tot posibilul, dar îți datorez ție o viață mai bună și de aia trebuie să trec peste. Evident că o să-i las casa și o să am grijă să aibă și niște bani lunar, dar mai mult de atât nu pot face. Cum am zis, ne-am mutat într-o chirie pe moment, însă tata a crezut că ar fi mai bine să plecăm în străinătate la fratele lui, deoarece acolo am avea mai multe șanse. Pentru că oricum în România nu mai aveam nimic, deoarece i-a lăsat casa mamei. Eu am mai încercat să vorbesc cu ea înainte de a pleca, dar mereu m-a respins și a spus că nu-i mai pasă de nimic și vrea doar să o lăsăm în pace și, din păcate, dorința i-a fost ascultată. Eu în continuare mi-am făcut griji pentru ea, chiar și când am plecat din țară, că la urma urmei era mama și era normal. De multe ori o sunam și nu primeam niciun semn, dar noroc cu tata, care ținea legătura cu un vecin și îi spunea el ce mai face. La un moment dat am aflat de la respectivul că verișorii mamei locuiesc în casă și că pe ea nu am mai văzut-o de minim o săptămână. Atunci ne-am îngrijorat și cum nu aveam cum să mai dăm de ea și să o sunăm, ne-am întors în țară să o căutăm, pentru că ne era frică și ne gândeam și la posibilitatea să nu mai fie în viață. Îmi e groază, mă simt oribil, dacă a pățit ceva. E vina noastră, fiindcă trebuia să fim alături. Doamne, dacă e ceva, o să am pe conștiință toată viața. Încetează să mai dai vina pe tine pentru orice. Mama ta e o femeie matură. Ar fi cazul să-și asume ceea ce face. Nu putem noi să ne acuzăm în continuu pentru ce face ea. E responsabilitatea ei. Noi putem încerca să ajutăm, dar restul ține doar de ea. Știu, tată, dar vezi și tu că e la pământ. Cred că săraca nici nu mai e conștientă de ce face. Că altfel nu pot să-mi dau seama de ce și-ar distruge viața intenționat. Auzi? Dar de ce crezi că s-au mutat verișorii ei acasă la noi? Nu știu, dar nu miroase deloc a bine. Ăia mereu au fost niște oameni de toată jena, care căutau doar să profite. Când le dădeai erai bun, când nu, te înjurau. Oricum, acum îmi pare rău că am lăsat casa pe numele mamei tale. Dacă e ceva, eu nu pot să mai intervin. Și cam așa a și fost. Verișorii mamei au profitat că ea era beată și au pus-o să le dea casa lor, iar apoi au dat-o afară. Unde credeți că au lăsat-o și am găsit-o? La ghena de gunoi. Era acolo de ceva timp, moartă de frig, printre șobolani cu resturi de mâncare. Nici nu vreau să zic mai multe, că mă doare doar când îmi amintesc. Eu cu tata am luat-o imediat, chiar de ea nu voia, și am dus-o la un hotel. Tata a încercat să rezolve cu rudele ei, însă respectivii i-au închis ușa în nas, așa că s-a implicat mai mult și i-a dat în judecată, pentru că nu putea permite ca munca lui de ani de zile să ajungă pe mâna unora care nu au făcut nimic cu viața lor. Am mai rămas în țară, fiindcă trebuia să rezolvăm problema cu casa și cu mama. Voiam să o lăsăm undeva în siguranță, deși eu i-am propus să vină cu noi, dar nu a fost nicio șansă să o conving. La un moment dat, când tata a fost plecat să discute cu un avocat și eu eram în duș, mama a fugit de la hotelul de la care eram cazați. Am stat iar o noapte pe străzi să o căutăm, iar ea era la un colț de stradă, beată, cu o grămadă de boschetar. Am încercat să o luăm de acolo, dar nu a vrut și a început să facă scandal și să urle. Atunci tata s-a enervat și a zis că e suficient și el nu vrea să mai lupte pentru ea. Și acum o vom lăsa aici? Nu mai are nici casă, stă cu toți boschetarii. Cum o să ajungă? Te rog, tată, fă ceva, obligă-o să vină cu noi. Poate își va reveni până la urmă dacă primește un tratament sau ceva. Tu chiar nu înțelegi? Nu vezi cât am încercat? Crezi că eu nu vreau să fie ca înainte? Crezi că nu vreau să ne fie bine și nimic din toate astea să nu se fie întâmplat? Logic îmi doresc, dar ți-am explicat. Trebuie să trecem peste. Ea vrea să rămână aici cu oamenii ăia și e decizia ei. Am înțeles, iartă-mă, dar și tu ai încercat dacă ar fi mama ta. Mă doare să o văd așa și să nu pot face nimic. Măcar își va primi casa înapoi? Genul ăsta de proces e extrem de lung. Ea a semnat, însă ca să dovedim că era în stare de ebrietate, trebuie să se implice și ea mai mult. Eu sper să rezolv, pentru că mă enervează să-i știu pe ăia acolo stând bine mersi pe munca mea de o viață și eu să plătesc chirie. Până la urmă am plecat, deși am continuat să avem grijă de mama prin niște vecini. Îi trimiteam mereu bani și aveau grijă să ia de mâncare.
Mai mult de atât nu am putut face, din păcate, fiindcă nu voia. Bună, mă numesc Ana. Timp de ani de zile am fost tratată ca ultimul om doar din cauza faptului că mama mea a luat-o pe un drum greșit în tinerețe. Deși ea s-a schimbat după nașterea mea, trecutul nu a putut fi șters și asta mi-a dat viața peste cap. Mama mea mereu a fost sinceră cu mine și mi-a vorbit despre greșelile ei din trecut. Și lucrul ăsta s-a întâmplat din două motive. În primul rând, voia să mă învețe de bine ca să nu fiu ca ea și să nu repet aceleași greșeli. Și în al doilea rând, a făcut-o pentru că oricum aveam să aflu mai devreme sau mai târziu, deoarece tot orașul o cunoștea și știa cu ce se ocupa în trecut. Să vă spun deschis, mama mea era damă de companie. Însă, odată ce a aflat că a rămas însărcinată, a decis să-și schimbe viața. Eu nu știu cine este tatăl meu și nu vreau să-i găsesc scuze sau ceva pentru ceea ce a făcut, însă mama a ajuns așa și din cauza influențelor, deoarece asta vedea și ea la mama ei. Nu pot spune că nu mi-a fost rușine atunci când am aflat și am înțeles ce înseamnă asta, însă aveam o relație atât de frumoasă și atât de bine sudată încât nu puteam să mă supăr pe ea. Însă, de-a lungul vieții, m-am lovit extrem de des de trecutul mamei mele. Crescând în aceeași casă în care a copilării și mama, vă dați seama că toți vecinii știau cine este ea și niciodată nu-și lăsau copii să stea în preajma mea. Tocmai de aceea am fost mereu o fată singuratică. Mama își găsise un job normal, era vânzătoare la un magazin de electrocasnice. Însă știți cum e, trecutul nu se uită. Când am intrat la liceu, s-a nimerit să fiu în aceeași clasă cu două fete de pe strada mea, care au avut grijă să împrăști în tot liceul bârfe despre mine și despre mama. Și așa am ajuns să fiu și eu considerat o fată ușoară. Nu mi-era deloc ușor. Erau tot felul de băieți care credeau că au dreptul să pună mâna pe mine. Unele fete făceau mișto, iar altele începeau să mă amenințe dacă stăteam prea aproape de iubitul lor. Era din ce în ce mai urât și nu știam cum să mai scot la capăt. Așa că am vorbit deschis cu mama, deoarece ea a trecut prin astfel de chestii și speram să mă ajute. Nu mai vreau să mă duc la școală. M-am săturat de toți cei care își bat joc de mine, care te vorbesc urât pe tine. Tu cum ai făcut față oamenilor de genul? Mi se pare imposibil să-i oprești. Și e nasol pentru că se răzbună pe mine, deși eu n-am avut nicio vină. Of, habar n-ai cât regret că treci prin asta din vina mea și cât mi-aș dori să pot întoarce timpul. Tu n-ai nicio vină, știu asta, dar așa sunt oamenii. Mereu dau vina pe copii pentru greșelile părinților. Tot ce pot să spun e să ignori. Crede-mă că eu îi ignor, dar mulți băieți întrec limita cu mine, crezând că au dreptul ăsta. Că mereu zic așa mama, așa fică. Și tu știi bine că eu nici măcar un iubit nu am avut până acum. Sunt mult mai cumite decât toate fetele de vârsta mea. Și tot eu sunt văzută prost. Tot stai liniștită în banca ta. Nu-i băga în seamă. Tu știi că ești o fată bună. Acum nu trebuie să-ți pese de părerea lor. Am să merg eu luni la liceu și am să văd ce rezolv. Faptul că mama a decis să meargă la liceu să rezolve problema mi-a schimbat viața, pentru că acolo s-a întâlnit cu tatăl meu, sau mă rog, cel care ar putea fi tatăl meu. Robert era profesorul meu de limba română și s-a întâlnit întâmplător cu mama când ea mergea să discute cu directorul. Ea l-a recunoscut imediat și cum au început să discute despre una și despre alta, fiica lui l-a sunat, iar mama a apucat să vadă poza cu ea în timp ce apela. Și fata semăna pe mine când eram eu mică. Atunci mama a început să se gândească că el ar putea fi tatăl meu. Însă a ales să nu-i spună nimic, fiindcă el avea o familie deja și nu voia să se afle astfel de chestii și să distrugă o căsnicie. După ce a vorbit cu directorul și s-a întors acasă, a decis să-mi spună și mie ce s-a întâmplat și să mă întrebe dacă vreau să-mi cunosc tatăl sau nu. Uite, eu ți-am zis tot pentru că nu vreau ca noi să avem secrete. Însă nu știu 100% sigur dacă el e tatăl tău sau nu. Poate fi o coincidență, copiii mai seamănă între ei. Eu nu aș vrea să mă bag pentru că el are o familie. Dar dacă e tatăl tău, și tu ai dreptul la el. Nu pot să cred, mi se pare imposibil. Profesorul meu să fie tata? Mi-e greu să cred că există o coincidență atât de mare. Scuze, dar nu pot să mă gândesc acum, încă sunt șocată de ce mi-ai spus. Ți-am zis, nu bag mâna în foc că e tatăl tău, deci nu-ți fă iluzii. Și e posibil, pentru că e un oraș relativ mic și astfel de chestii se întâmplă. Deci ce ai de gând să faci? Vrei să-i spunem? Ar fi nevoie de un test să aflăm. Aș vrea, dar fiind în joc familia lui, prefer să nu mă bag. Am trăit până acum fără tată, pot să o fac în continuare. Și în plus, chiar doar afla. Nu am fost un copil dorit, deci clar nu m-ar accepta în viața lui. Și mai mult aș suferi. Ok, dar te rog să nu-i spui la nimeni.
Cel mai bine ar fi să rămână între noi. Nu vreau să ajungă la urechea altei persoane. Că oamenii au gura spartă. Și dacă te răzgândești, să vii la mine și să-mi spui. Te rog frumos să nu faci nimic de una singură. Chiar de i-am spus mamei că vreau să las lucrurile așa, curiozitatea mă făcea să sap mai adânc. Așa că am început să caut tot felul de informații despre profesorul meu, despre familia lui și să-i văd și eu copiii care puteau fi frații mei. Noroc cu social media, că găsești aproape toate informațiile necesare. Ei bine, am avut mare noroc că nu m-am entuziasmat atât de tare și mai ales că nu i-am spus lui Robert nimic, deoarece am aflat că fetița lui este adoptată. Deci, chiar de semăna pe mine, cum a zis mama, el nu avea nicio treabă în asta. Da, încă există posibilitatea să fie tata, însă nu voiam să stric viața nimănui. La școală lucrurile nu prea s-au calmat, deși mama venise să vorbească. Adevărul era că tot orașul ne vedea urât. Nu era vorba de școală, pur și simplu mergeam la magazin și diferite femei arătau cu degetul spre mine și spre mama. Mergeam la doctor la fel. Ba chiar odată o tipă s-a luat la ceartă cu mama în fața spitalului, fiindcă soțul ei a înșelat-o cu mama acum mulți ani, ca să înțelegeți cât de gravă era situația. Într-o seară am stat să mă gândesc la ce am putea face să avem și noi o viață normală. Și singura idee care mi-a venit în minte ar fi fost să vindem tot și să ne mutăm în alt oraș. Da, părea o nebunie, dar era singura soluție să o luăm de la capăt și mama să aibă o reputație bună. E singura soluție, mamă. Gândește-te că o să vreau și eu să-mi fac o relație, să mă căsătoresc, să am copii. Nu putem în orașul ăsta. Eu nu vreau ca și copiii mei să treacă prin ce am trecut eu. Oamenii sunt răi și vorbesc. Ai văzut cum vecinele spun tuturor? Și bârfele de genul circulă. Da, ai dreptate. Uite că nu m-am gândit la asta. Dar cum o să ne descurcăm în alt oraș? Cu un post de vânzătoare nu o să putem susține o chirie. Și nu cunoaștem pe nimeni să ne dea o mână de ajutor. Dar nici nu trebuie. Poți vinde casa asta și luăm un apartament mai mic în altă parte. Și așa ne mai rămân bani să ne punem pe picioare. Te rog eu, fă asta pentru mine. Știu că pare riscant, dar crede-mă, ar fi genial să o luăm de la zero. În mod normal nu m-aș arunca așa cu capul înainte. Dar fie. E vina mea și vreau cumva să repar aceste lucruri. Ok, o să văd ce pot face cu această casă și hai să ne hotărâm în ce ora să ne mutăm. Până la urmă, asta am și făcut. Am reușit să trăim liniștite, să am și eu prieteni și să nu mai fiu în continuu criticată pentru ceva ce mama a făcut. Salut! Numele meu este Cristi. De când mă știu, mi-a fost teamă pentru mama mea. Îmi era frică încă de mic și mă gândeam că poate seara nu se mai întoarce. Și asta pentru că avea un job destul de dificil pentru o femeie. Mai pe scurt, era taximetristă. Când zic că e un job dificil, nu mă refer la dificultate și efort din punct de vedere fizic. Însă mereu când era pe tura de noapte, dădea de tot felul de dubioși și vă dați seama că fiind femeie era mai greu. De-a lungul timpului a încercat să își schimbe jobul de mai multe ori. Însă nu reușea pentru că în comparație cu celelalte, acesta era cel mai bine plătit. Și avea nevoie de bani pentru că mă creștea singură, deoarece tatăl meu a dispărut din viața noastră când a aflat că ea e însărcinată. Eu, de exemplu, nici nu l-am cunoscut. Când am mai crescut și am înțeles cum stau lucrurile, am început să-mi fac tot mai multe griji. Mai ales că de multe ori venea acasă și povestea peste ce tip de oameni dădea zilnic. De exemplu, când aveam eu vreo 14 ani, a venit acasă plângând din cauza unui bețiv care s-a dat la ea și a încercat să-i fure banii. Țin minte că a scăpat de el cu ajutorul unor doamne atunci când a oprit la stop și a strigat după ajutor, iar respectivele au început să îl bată cu poșeta ca să iasă din mașină. De multe ori voia să renunțe și zicea că nu mai poate și era dărâmată psihic, însă mereu se aduna și o lua de la capăt pentru mine. Singurul care o mai ajuta era bunicul, însă doar să stea cu mine, fiindcă el era foarte bătrân și nu o putea sprijini deloc financiar. Ba chiar mama l-a ajutat și pe el din punctul ăsta de vedere. La un moment dat, mama a fost nevoită să înlocuiască un coleg pe tura de noapte, iar eu am rămas acasă cu bunicul. În seara aia nu am dormit deloc. Nu știu de ce, dar aveam o durere puternică în piept, ca o presimțire. Bunicul a făcut tot posibilul să mă liniștească și să-mi zică că nu se întâmplă nimic. Însă dimineața, când mama trebuia să fie deja acasă, ce să vezi, nu era. Am încercat să o sun, să-i dau mesaje, dar în zadar. Așa că bunicul meu a venit cu ideea să o căutăm. Îmi e frică, ți-am zis eu că am avut o presimțire. Mama niciodată nu a întârziat așa, mai ales fără să anunțe. Și uite, are și telefonul închis, sigur a pățit ceva. Gata, calmează-te.
Poate a avut o cursă mai lungă și i s-a descărcat bateria. Se poate întâmpla oricui și ți-a mai zis să nu te gândești la chestii rele, că doar le atragi așa. Nu atrag nimic, dar sunt conștient că ceva s-a întâmplat. Mai ales că mama mereu ține lângă ea o baterie externă și încărcătorul, ca să nu se întâmple chestii de genul. Eu zic să sunăm pe cineva și să nu mai așteptăm. Ok, ai numărul unui coleg sau ceva de la dispecerat? Am să sun și am să vorbesc eu. Tu du-te și uită-te pe geam, poate o vezi venind. Am încercat eu să sun, dar nu răspunde nimeni. Ori e linie ocupată, ori mă face să aștept până mâine. Și nu cunosc niciun număr personal al cuiva. Bine, păi atunci hai să mergem să o căutăm. Sau măcar să dăm de un coleg și să încerce să dea de ea prin stație. Am umblat puțin prin oraș, dar parcă atunci nu dădea de nimeni de la firma la care lucra ea. Iar după vreo 2 ore de plimbat, mă sună un număr necunoscut. Era mama, care era disperată și suna de la poliție. Nu-mi dăduse multe detalii, decât că e bine, însă nu mai avea de pe ce să mă sune. Când am ajuns acolo, am aflat tot ce s-a întâmplat. Aparent, undeva la 3 dimineața, a luat niște tineri cu taxiul din fața unui club. Toți erau băuți și cu chef de ceartă. Mama, când a observat, a încercat să stea cu minte și să nu zică nimic, pentru că nu-i putea da afară din mașină. Însă când a ajuns la destinație și l-a spus suma datorată, ăia au început să facă scandal și să zică că e prea mult și că mama îi fură. Iar ea, deși le-a explicat și i-a arătat pe aparat, ei o țineau una și bună. Atunci mama și-a dat seama că nu mai are rost să stea la discuții și și-a asumat să plece și să plătească ea cursa. Însă unul dintre băieți i-a dat o palmă din senin, iar când a pus mâna pe telefon să sune la poliție, i l-a luat și l-a spart. Până la urmă a văzut cineva și a încercat să țipe după ei, iar atunci au fugit. Și așa a ajuns mama după la poliție. Când am auzit tot ce s-a întâmplat, m-am înfuriat pe acei tineri, dar și pe situația în sine, și am cerut mamei să-și dea demisia. Te rog frumos, pleacă de la locul ăsta de muncă. Acum ai scăpat, dar ți se putea întâmpla ceva mult mai grav. Uită-te puțin la tine, ai ochiul vânăt. Crezi că merită să treci prin asta? Nu avem ce face. Dacă îmi dau demisia, din ce mai trăim? Ok, îmi găsesc un loc de muncă, dar știi bine că am mai încercat și nu se compară salariul de aici cu cel din alte părți. Asta e, nu contează. Facem economie, nu mai cheltuim așa mult și ne descurcăm. Măcar până mai cresc puțin să mă pot angaja și eu. Dacă ții la mine, trebuie să o faci. Doar nu vrei să mă lași și fără mamă și singur pe lume. Mă voi gândi și promit să încerc să fac ceva în privința asta. Dar oricum, tu știi bine că lucruri de genul nu se întâmplă zi de zi. Nu-mi pasă la cât timp se întâmplă. Poate să se întâmple și odată la 10 ani. Ești mama mea și nu vreau să te știu în pericol. M-am săturat să stau cu frică de fiecare dată când mergi la muncă și nu-mi răspunzi la telefon. După ce mama a terminat tot ce avea de făcut la poliție, a venit acasă și fără să stea pe gânduri a sunat pregătită să-și dea demisia. Iar cu ochii în lacrimi mi-a spus că o face pentru mine și că speră să fie bine. Ne-am descurcat destul de greu prima lună, însă s-a angajat la un restaurant unde, deși avea salariu mic, mai compensa cu bacșișul și mai mergea din când în când la petreceri, precum nunți, zile de naștere, ca să mai facă niște bani în plus. Nu era ca înainte. Clar am strâns cureaua, dar eram mult mai liniștiți. Și mama era mai fericită și mai relaxată și asta se vedea pe chipul ei. Când am mai crescut puțin, am vrut să mă angajez, așa cum i-am și promis, însă am convins-o destul de greu. Hai mamă, te rog frumos, știu că nu e mult, dar ne-ar ajuta enorm. Ai văzut că și 100 de lei în plus sunt bineveniți. Știu asta, dar nu aș vrea să te complici de acum cu munca. Tu trebuie să te concentrezi pe școală și trebuie să te bucuri de adolescență, că după aia ai tot timpul să muncești. Dar îmi văd și de școală și de distracție, că până la urmă e un job part-time. 4 ore de muncă trec repede, mai ales că o să lucrez și cu un prieten, deci va fi tot un fel de distracție. Nu știu ce să spun, mă simt vinovată și simt că faci asta pentru mine, fiindcă nu reușesc eu să aduc suficient. Nu, mamă, în niciun caz, o fac pentru noi, să avem, și o fac și pentru mine, să mă dezvolt și să mă maturizez. E bine să încep astfel de lucruri de tânăr, așa prind experiență. Până la urmă, am reușit să o conving și m-am angajat și eu. Acum nu vă gândiți că aveam un loc de muncă greu sau ceva. Pur și simplu lucram la un fast food, 4 ore, la spălat de vase și alte chestii mărunte. Dar câștigam proprii mei bani și deveneam mult mai responsabil. Eu sunt fericit și mă bucur că mama a reușit să renunțe la acel job.
Din păcate, mulți oameni prost crescuți, ca să nu spun altcumva, văd femeile mai fragile și asta îi face să aibă mai mult tupeu și să atace. De ce atunci când doi oameni se iubesc, ceilalți devin deranjați de diferențele dintre ei? Cum ar fi diferența de înălțime, de religie, de greutate și multe altele? De ce nu pot aprecia doar iubirea și atât, fără să se uite și la alte aspecte care, sincer, nici nu au importanță? Așa a fost în cazul meu, când părinții iubitei mele au fost extrem de deranjați de înălțimea mea și au încercat să ne despartă. Eu am fost de mic foarte înalt și nici nu era cum să fie altfel, deoarece ambii mei părinți sunt și ei. Mereu am fost bajocorit la școală pe tema asta, însă niciodată nu i-am băgat în seamă pentru că știam că problema nu e la mine, ci la ei. Și apropo, ca și sfat de la mine, atunci când sunteți diferiți fizic de cineva, să nu vă simțiți prost. E absolut normal să fiți diferiți. Problema nu e la voi, problema e la ceilalți în minte, deoarece îi satisface să fie răi cu alții și mereu vor găsi pe cineva de care să facă mișto. Iar atunci când cineva e capabil doar să vadă diferența sau defectul într-o altă persoană și să o judece, atunci persoana aceea nu merită efortul și mai bine ignorați-o. Eu, de exemplu, la 14 ani aveam aproximativ 1,90 m și urmează mai cresc. 80% din colegii mei mă considerau ciudatul clasei și mă făceau în toate felurile. Nu era zi în care să ies la tablă și să nu fiu luat la mișto, până și unii profesori râdeau. Dar eu am încercat să iau toate aceste lucruri negative și să le transform în ceva bun. Cumva m-am ambiționat să fiu mai bun decât ei, în toate privințele, și a funcționat. Prin ultimul an de liceu m-am îndrăgostit de Cristina. Eu o cunoșteam de când eram mic, însă niciodată nu am pus problema unei relații până când am petrecut mai mult timp împreună și am început să ne cunoaștem mai bine. Din păcate, în toată relația noastră perfectă a intervenit ceva, și anume înălțimea. Ea era destul de mică, undeva la maxim 1,55 m, iar eu un gigant de aproape 2 metri. Pentru noi doi nu a fost nicio problemă. De fapt, nu am văzut niciodată lucrul ăsta ca un impediment, pentru că eram atât de compatibil sufletește, încât restul chiar nu conta. Însă ceilalți din jur doar asta observau și nu era discuție pe care să o purtăm cu cineva fără să pună accentul pe înălțime. Bă, dar nu vă deranjează diferența asta între voi? Adică na, e puțin ciudat când vă văd. Tu ești de două ori cât ea. Cum faci când vrei să o pupi? O iei pe sus sau îi cumperi o scară? Știi ce? Nu am chef de glumele tale acum. Noi doi ne simțim bine așa cum suntem. Și chiar de eu sunt mai înalt, asta nu face nicio diferență în relația noastră, pentru că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eu te cred că vă înțelegeți, dar până la urmă diferența asta poate se va simți. Adică știi cum e, gura lumii strică tot. Mie chiar nu-mi pasă de gura lumii. Eu știu cum suntem împreună, așa că de ce m-ar interesa de ce spun alții? Mai bine să avem diferențe fizice care oricum nu contează decât să nu ne potrivim ca și oameni și să avem o relație de toată jena cu certuri și frustrări. Așa e, aici nu te contrazic. Eu mereu am fost cu fete care m-au atras fizic și niciodată nu am prins una ok cu care să mă înțeleg și după nici 3 luni ne despărțeam. Poate învăț și eu de la tine și încep să mă uit și la caracter, nu doar la cum arată. Prietenii mei discutau despre asta. Părinții mei erau și ei îngrijorați tot din cauza oamenilor care îi criticau, iar oamenii din jur, care erau total necunoscuți, se uitau la noi de parcă am fi doi ciudați. Dintre noi doi, Cristina părea cea mai afectată. Ea fiind mică de înălțime, s-a mai confruntat cu astfel de comentarii și priviri răutăcioase, însă ce se întâmpla acum era prea mult pentru ea. Dar nu a renunțat la iubirea noastră și a decis să îmi facă cunoștință cu părinții ei. Ei bine, atunci m-am lovit de un val de ură. Din prima clipă în care m-au văzut, mi-au zis că ei nu sunt de acord să fiu împreună cu fiica lor, pentru că îi pun viața în pericol. Eu am fost șocat când am auzit. Adică, ce treabă avea înălțimea mea cu siguranța ei? Și după ce am schimbat 2-3 cuvinte, tatăl ei m-a chemat deoparte și mi-a zis de ce crede el că eu nu sunt bun pentru Cristina. Se vede că nu ești un băiat rău. Dar noi chiar nu suntem de acord cu relația voastră. Când Cristina a zis că ne va face cunoștință cu iubitul ei, nu a menționat că e un băiat înalt. Deci îmi pare rău că am rămas șocată de asta, însă nu mă așteptam. Așa că te rog eu, pentru binele ei și pentru sănătatea ei, lasă-o în pace. Mă scuzați, dar m-ați cam pierdut. Eu chiar nu înțeleg ce treabă are înălțimea mea cu sănătatea. Cum aș putea să-i fac rău? Oricât aș încerca să mă gândesc, nu găsesc răspunsul, nu are logică.
Păi e simplu, dacă relația voastră va evolua în timp și vă veți căsători, va urma un copil. Fata mea e atât de mică și firavă, nu va reuși să țină în pântece un copil atât de mare, că sigur va asemăna pe tine. Nu pot să cred, oricât aș fi încercat, nu cred că m-aș fi gândit vreodată la așa ceva. Mi se pare o prostie, nu suntem singurul cuplu așa, ca noi sunt cu miile și în primul rând nici nu se pune problema de vreun copil. Poate nici nu vom vrea să avem unul. Sincer și cu tot respectul, mi se pare doar o scuză proastă. Nu îți permit să fii nerespectuos cu mine. Eu știu ce e mai bine pentru fiica mea și nu poate veni un necunoscut să îmi spună că ce cred eu este o prostie. Așa că te invit să pleci din casa mea și să nu mai vii. Tatăl ei m-a dat efectiv afară din casă, fără să încerce măcar să-mi dea o șansă. Iar pe Cristina a pedepsit-o și i-a luat telefonul ca să nu mai putem vorbi. Au fost niște zile grele pentru mine, deoarece nu știam încotro se va duce relația noastră. Și mi-era greu să cred că cineva atât de încuiat mental încât să respingă un om din cauza înălțimii. Am avut noroc cu o prietenă de a ei care a reușit să-i transmită o scrisoare de la mine și fix în aceeași zi mi-a scris și ea. Îmi spusese că familia ei se opune relației noastre, însă ea vrea să lupte în continuare pentru că mă iubește. Însă ca să ne lase în pace, cel mai bine ar fi să le spunem că ne-am despărțit. O relație în secret categoric nu îmi plăcea. Doar gândul că va trebui mereu să ne ascundem doar să le facem celorlalți pe plac mă îngrozea. Însă pentru ea am făcut-o. Așa că de atunci eram oficial despărțiți în ochii tuturor. Însă noi ne vedeam și ne iubeam în continuare. Singurii care m-au susținut și știau de situație erau părinții mei. Mi-a fost frică de la început de gura asta a lumii, că și noi am avut probleme în relații din cauza lor. Dar încercați să nu-i băgați în seamă pentru că voi nu trăiți cu ei. La urma urmei, tot voi doi veți rămâne. Așa e, doar că e greu când până și propria familie îți face asta. Adică mi-era ușor să înfrunt niște străini pe care oricum nu-i mai vedeam a doua zi. Dar în cazul ăsta e familia ei. Nu aș fi în stare să o îndepărtez de părinții ei. Nu mai gândi așa. Nu tu o îndepărtezi. Ei o îndepărtează fiindcă nu sunt în stare să accepte persoana pe care ea o iubește și pun tot felul de obstacole care sincer nu și-au rostul. Tu ești un băiat minunat care o iubește și și-ar da viața pentru ea. Iar ei te reneagă că ești prea înalt, atunci problema e doar la ei. Nu ai de ce să te simți vinovat. I-am ascultat pe ai mei și mi-am continuat relația cu Cristina. Până și în ziua de azi, noi încă avem o relație în secret. Nu știu cât va mai dura acest lucru, dar noi doi nu vom renunța unul la celălalt. Iar cui nu-i convine, e liber să plece. Bună, mă numesc Romina și vreau să vă povestesc cum iubita fratelui meu a fost arestată fix în ziua anunții. De atunci nu am mai văzut-o, așa că stați cu mine până la final ca să aflați ce s-a întâmplat. Eu cu mama și fratele meu locuim în Italia de mai bine de 10 ani. Tatăl meu a fost italian, însă din păcate a decedat acum 3 ani. Noi o bună perioadă am stat în România. Eu m-am născut în România, dar până la urmă părinții mei și-au dat seama că cel mai bine ar fi să se întoarcă în Italia. Și cum am zis, de 10 ani nu am mai plecat de aici. Fratele meu mai mare, Luca, a moștenit firma tatălui meu și de când el a decedat, se ocupă exclusiv de ea. Noi nu o ducem deloc rău, niciodată nu am avut probleme cu banii și tocmai de asta am atras în jurul nostru tot felul de oameni. Fratele meu urma să se căsătorească. A fost cu iubita lui timp de 2 ani și s-a decis să o ceară în căsătorie, pentru că el considera că e femeia vieții lui. Sincer vorbind, atât eu cât și mama am fost foarte fericite pentru el, pentru că credeam și noi că în sfârșit și-a găsit fata potrivită. El mai avusese relații înainte, însă toate fetele erau interesate de banii lui și erau fete care își doreau să spargă banii pe cluburi, poșete și vacanțe scumpe. Iar actuala lui iubită era singura fată din preajma lui care părea să fie o fată mai pe sufletul lui și pe sufletul nostru, bineînțeles. Totul bine și frumos. Mama s-a ocupat de organizarea nunții, pentru că urma să fie o nuntă destul de mare, cu peste 100 de invitați, pentru că mama cunoștea destul de multă lume. Familia tatălui meu era și ea mare și nu voia să lase pe nimeni deoparte. Încă de la organizarea nunții, ceva ni s-a părut ciudat la viitoarea soție. Când mama s-a întâlnit cu ea, ca să întrebe pe cine își dorește să treacă pe lista de invitați din partea ei, ea a trecut o singură persoană, și anume o prietenă. Noi știam că ea nu mai are părinți, fiindcă amândoi sunt morți, dar ne gândeam că poate are alte rude, verișori, mătuși, unchi, tot ce mai trebuia să aibă. Însă nu a vrut să vorbească despre asta și mama i-a respectat decizia.
Dar de ce nu vrei să o întrebi mai multe de familia ei? Adică mie mi se pare puțin ciudat că din partea ei la nuntă să fie doar o prietenă. Adică înțeleg situația cu părinții ei, dar sigur mai are alte rude, alți prieteni, colegi de școală, oameni apropiați. Habar n-am. Din câte am înțeles și știu, ea lucrează undeva, nu? Nu are niciun coleg de serviciu pe care să vrea să-l invite? Da, e puțin ciudat, dar nu vreau să mă bag în treaba asta. Poate că pur și simplu e mai singuratică și nu se atașează de nimeni. În fine, nu vreau să mă bag în viața fratelui tău și în viața viitoarei lui soții. Pare o fată la locul ei. Și atâta timp cât e așa și nu profită de el, eu sunt fericită. Nu-mi pasă mie că nu are prieteni sau familie. O să n-aibă pe noi de acum încolo. Am lăsat lucrurile așa. Cum am zis, mama a organizat nunta, eu am ajutat, însă Mireasa nu s-a implicat absolut deloc. Pur și simplu a zis că are încredere în gusturile mamei și a lăsat-o doar pe ea. Ziua nunții trebuia să fie perfectă. Eu așa mi-am imaginat-o. Aveam mari emoții pentru fratele meu și încercam să fac totul să fie bine și să mă implic și eu cât de mult puteam, bineînțeles. Prima oară s-au căsătorit civil, evident. Iar apoi s-au dus către biserică. Acolo a început și haosul. Noi am ajuns primii la biserică. Mireasa s-a dus cu prietena ei acasă ca să se îmbrace în rochia de mireasă, deoarece la civil a fost îmbrăcată altfel. Iar noi am ajuns la biserică înaintea ei. Deodată am început să auzim sirene de poliție. Mireasa încă nu venise pe atunci. Mașinile s-au oprit fix în fața bisericii și pur și simplu s-au dat jos de acolo, au intrat și au căutat-o pe mireasă. Au văzut că nu e și și-au retras puțin mașinile, cumva mai ascuns. Și în momentul în care mireasa a ajuns, au încătușat-o. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Fratele meu urla la ei, mireasa nu a mai zis absolut nimic, iar mama a reușit să vorbească cu poliția, crezând că totuși e o neînțelegere. Însă nu a fost. Și bineînțeles că au luat-o și au dus-o la secția de poliție. Religios nu a mai apucat să se căsătorească. Dar mai bine așa, că oricum căsnicia s-a terminat rapid. Ce ai vorbit cu domnul de la poliție? Ce s-a întâmplat? De ce au luat-o așa? E o greșeală sau au făcut ceva rău? Altă zi nu-și găseau pe bune acum. Cum să vise ei femeia fix în ziua nunții ei? Acum ne-am și făcut de râs la toți oamenii ăștia. Nici nu vrei să știi cum ne vorbeau pe la spate. Cred că a fost singura zi când știau exact unde se află. Și probabil de asta au venit acum. Habar n-am, nu știu cum stau lucrurile. Nu e o greșeală, cel puțin nu pare a fi una. Am vorbit cu cineva de acolo și mi-a zis că o căutau de ceva timp. Aparent a înșelat mai mulți bărbați, oameni mai în vârstă. Se dădea drept iubita lor, îi făcea să se îndrăgostească de ea și apoi le lua banii și fugea cu ei. Poate așa voia să facă și cu fratele tău. Poate că știa că el are bani. Habar n-am, trebuie să mergem la poliție și să aflăm mai multe detalii. Nu știu dacă ai văzut, dar acolo cu poliția era o doamnă. Aparent, aia e mama ei. Mama ei? Dar a zis că mama ei e moartă. Deci în tot acest timp ne-a mințit pe toți? S-am zis că mi se pare ciudat că nu vrea să invite pe nimeni la nuntă. Era un semnal de alarmă. Nici nu vreau să știu ce e în sufletul fratelui meu. Eu sincer nu l-am văzut atât de îndrăgostit niciodată. Și sunt sigură că dacă nu o iubea din tot sufletul, nu o cerea în căsătorie. Pentru că el nu a fost niciodată genul ăsta de bărbat care să vrea să se însoare rapid. Dacă a făcut-o, a făcut-o doar pentru că s-a îndrăgostit foarte tare de ea. Oare ce o să fac acum după ce a aflat? O să continue cu ea sau o să se despartă? Habar n-am, astea sunt întrebări la care nu știu să-ți răspund. Doar el va ști ce vrea să facă. Îți dai seama, dacă treaba asta se rezultă a fi reală, se schimbă totul și se va schimba și percepția lui. Acum, poate asta a fost și intenția ei. Să se căsătorească cu el pentru bani. Pentru că o femeie, dacă a făcut asta toată viața ei și a profitat de atâția bărbați, nu cred că se îndrăgostește deodată și culmea tot de unul cu bani. Sper doar că Luca va vedea lucrurile așa cum trebuie și nu se va lăsa influențat de sentimentele pe care le are față de ea. Acum vedem ce mai aflăm, că din câte observ nu am cunoscut-o deloc pe fata asta. Doar minciuni ies la iveală. Eu nu am putut ajuta cu nimic și sincer doar am stat închis în casă. Fratele meu cu mama au umblat peste tot. În primul rând ca să afle ce s-a întâmplat. Femeia aia era într-adevăr o excroacă și mai mult ca sigur voia să profite și de fratele meu, fiindcă altfel nu ar fi mințit în legătură cu familia ei. Am cunoscut-o și pe mama ei.
pentru că și ea a fost cu poliția acolo. Și a zis că până și de la ea a furat. Deci vă dați seama ce fel de persoană e. Din fericire, căsnicia cu fratele meu s-a anulat. Nu mă pricep, dar știu că era un termen limită ca să poți anula căsătoria fără să fie nevoie de un divorț. Fratele meu, bineînțeles că a suferit foarte mult, fiindcă a crezut că a găsit femeia perfectă. Femeia care nu e interesată de banii lui și fix asta a fost femeia cea mai rea. Sincer, în ziua de azi e destul de greu să mai găsești un om lângă tine care să te iubească sincer. Ori stă lângă tine pentru bani, ori pentru fizicul tău, pentru că vrea ceva anume, ori dintr-un alt interes. Dar chiar greu să mai găsești pe cineva alături de care să formezi o familie. Și sunt sigură că tinerii pot să-mi confirme asta.